Uite, o seară fericită, după o perioadă în care n-am câștigat, am spart gheața chiar împotriva campionului. Gheața am spart-o din prima etapă, bună seara. Asta este o seară frumoasă, fericită și suntem cu toții fericiți. Am văzut că ai făcut niște modificări în tactica de joc, surprinzătoare și pentru adversari și pentru noi, dar au ieșit senzațional. M-am adaptat la ceea ce avem disponibil, la ceea ce avem în lot. Asta seara ne-a ieșit, au fost meciuri în care nu ne-a ieșit. Astăzi suntem fericiți că am putut câștiga împotriva campioanei, împotriva echipei ce conduce detașat Liga 1. Ce crezi că a făcut diferența în seara asta? Atitudinea, clar, în primul rând, și faptul că am stat extraordinar de bine în teren și jucătorii au dat dovadă de maturitate și au avut un joc tactic excelent. A debutat și Alex Ioniță, nu știu cât era pregătit fizic, dar l-ai aruncat în joc. El este un copil al Giuleștiului și încet, încet, am spus, trebuie să redevină fotbalistul care a fost. Am avut câteva absențe, ne vom baza pe ei la următorul meci? Nu știu, încă am avut 6 absențe astăzi și sper măcar 2 sau 3 să poată intra în lot pentru următorul meci. Urmează pentru tine primul derby cu Dinamo. Primul derby în Liga 1, un derby de tradiție al fotbalului românesc, pe care sper să-l onorăm cum se cuvine și pe care sper să-l câștigăm. Crezi că situația lor grea ne va face oarecum să fim, să luăm puțin de sus? Sau? Sub nicio formă. Situația lor grea ne va face să fim și mai atenți, pentru că orice persoană într-o situație grea, într-o situație nu prea bună, în viață și în fotbal, va da totul pentru a reuși. Noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să tratăm echipa exact de altfel cum tratăm și celelalte competitoare. Sper să avem și galeria alături de noi. Azi am avut o galerie am avut, frumoasă. S-am simțit din plin lipsa galeriei, am spus-o, ei au fost peste tot cu noi, au fost fel de orașe în capătul țării și am simțit în plin lipsa lor, am simțit în plin cântecele lor, le mulțumesc celor care au fost astăzi, dar am spus, această pandemie creează fel și fel de probleme, atât în viața de zi cu zi, cât și în sport. Mi-aș dori din suflet să avem galeria la meciul următor, pentru că ei sunt întotdeauna cei ce ne împing de la spate.